Bună ziua și bine ați venit pe canalul meu. Azi aș vrea să vorbim despre un telemetru cu laser profesional de la Bosch, model CLM50C. Acesta are o rază de funcționare până la 50 de metri, deci se pot efectua măsurători până la 50 de metri. Are o funcție Bluetooth. Este alimentat cu două baterii AAA de 1,5 V. Capacul se montează și se demontează foarte ușor. În spate avem un filet și pentru montare pe trepied, și este un filet standard. În față avem niște butoane cauciucate, un display color. Haideți să și pornim ca să vedem exact acest display. Acum suntem în funcția principală, care este cea de măsurare. Putem alege trei moduri de măsurare din spatele aparatului, deci din zona de jos, deci din capătul acesta. Dacă apăsăm acest buton, putem muta zona de referință. De exemplu, putem măsura din fața aparatului sau de la filetul trepiedului, deci din mijloc. El la pornire își alege funcția de măsurare din spate, de aici din spatele aparatului. Am ales funcția, apăsăm pe butonul acesta roșu, avem o indicație că laserul a pornit, o să clipească un mic indicator. Cifrele se fac de culoare roșie, înseamnă că suntem în modul de măsurare și îi dăm o măsurare și avem distanța afișată. La această distanțele se pot aduna, deci aici avem o funcție plus, adăugăm a doua măsurătoare și jos ne apare totalul. Este foarte util când măsurăm cabluri, distanțe mai lungi, putem adăuga foarte multe măsurători. Deci încă o dată apăsăm plus, mai efectuăm o altă măsurătoare care va apărea iar jos pe display, tot aici apare valoarea curentă, iar jos totalul. Putem scădea, deci dăm un minus, măsurăm și atunci se scade o distanța de 3,2 metri și avem 6,3. Deci este o funcție utilă. Cu butonul acesta de jos, care are și o funcție de ștergere, putem șterge măsurătorile revenind la ecranul principal. După aia avem alte funcții. Haideți să le vedem în continuare. Avem o nivelă. Aparatul acesta are și nivelă incorporată. Putem îl așeza pe orice suprafață. Ne afișează unghiurile foarte bine. În funcția culcată pe spate avem o nivelă cu bulă cu care putem efectiv regla un aparat, o mașină de spălat, un frigider. Funcționează foarte bine, are și un semnal sonor, deci această masă care filmez eu acum este chiar perfect plan. Deci și sună. Deci se poate și calibra aparatul în caz de nevoie. Există în meniu și funcția de calibrare. Bun, ieșim din acest meniu, mergem la funcții. Altă funcție, avem aici memoriile. Aici ne salvează ultimele 30 de măsurători. Se pot salva, se pot șterge cu butonul C. Ștergem și vedem că dispar din memorie 28, deci putem salva ultimele 30 de măsurători. Fie arie, fie unghiuri, orice rămâne în memoria aparatului. Altă funcție. Aceasta este o funcție mai interesantă. Ia să vedem, aici avem, putem seta o distanță anume, de exemplu 50 sau 60 de
centimetri în cazul unor profile pe care vrem să le montăm, și atunci aparatul la fiecare distanță când îmi mai adaugă, noi mișcăm aparatul și ne adaugă, acum avem 25 de centimetri și ne semnalizează, și atunci în dreptul acestei săgeți putem face semn, montăm următorul profil, mișcăm aparatul în continuare, când se mai adaugă încă 25 de centimetri, iar ne semnalizează verde, putem face alt semn și așa în continuare. Este o funcție foarte utilă. Următoarea funcție este o funcție de aria pereților. Deci aici putem intra, deci avem aria pereților pentru lucrări de zugrăvel, de putem calcula un necesar de vopsea în funcție de aria pereților. Deci în prima fază, când apăsăm pe măsurare, aparatul ne cere înălțimea peretelui, măsurăm de exemplu o înălțime și după aceea avem lungime, mergem, măsurăm, adăugăm lungimi, ne și arată frumos pe display acest lucru și deja ne calculează metri pătrați și putem face mult mai multe măsurători. De fiecare dată când apăsăm butonul, se adaugă metri pătrați. Deci prima dată înălțimea, după aia luăm lungimea peretelui și adăugăm. Este o funcție foarte utilă pentru zugrav, pentru alte lucrări. Altă funcție, ia să vedem ce mai avem. Volume, arie, aici e volumul. Aici este o modalitate de măsurare Pitagora, deci putem măsura distanța până la un obiect, dacă nu putem măsura una, dacă nu putem măsura direct până la acel obiect, putem măsura o înălțime în acest mod sau distanța. Putem măsura înălțime, avem trei moduri de funcționare. După aceea aici avem volum, funcția de măsurare a volumului, arie, măsurăm laturile, aparatul foarte intuitiv ne arată ce trebuie să facem, deci acum măsurăm o latură, latura a doua și ne calculat aria. Bun, așa aici am trecut, avem funcția de nivel, am vorbit, da. Aparatul are și conectivitate Bluetooth, prin care ne putem conecta la un smartphone, o tabletă și e o aplicație specială de la Bosch, prin care putem suprapune măsurătorile noastre pe pozele făcute cu telefonul sau cu tableta. Putem desena schițe, tot așa ne putem adăuga măsurătorile direct pe schiță, pe pereți, ziduri, putem face desena planuri pe care le putem exporta în format PDF și se pot prelucra. Altceva legat de acest aparat, durata lui de funcționare cu autonomia pe două baterii AA este destul de mare. Deci măsurători continue în exterior se pot face vreo 4-5 ore după datele producătorului și v-am spus că stochează ultimele 30 de măsurători. Prețul lui variază acum în modul pieței actuale în jurul la 500-600 de lei, între aceste două sume se situează prețul lui. Se pot găsi și în magazinele de bricolaj, de exemplu la Horbach este 560 de lei și este o sculă foarte bună pentru electricieni, pentru vopsitori, pentru zugravi.
Oricine se poate folosi această sculă, o metodă foarte rapidă de măsurare, și dacă nu folosim aplicațiile de pe telefon sau smartphone, el ne va ajuta. Are un ecran color care se rotește în funcție de cum ținem aparatul, până și cu capul în jos funcționează, putem măsura și avem o vizibilitate foarte bună cu acest display color. Are o utilizare foarte intuitivă, meniu foarte ușor. Deci eu în principiu sunt foarte mulțumit de el. Are și certificat ISO. El vine și cu o mică husă de acest gen, în care putem depozita aparatul, putem pune această husă și la curea sau centură și protejează foarte bine aparatul. Se oprește și dacă îl pornim accidental în buzunar sau în husă, am pățit-o și eu, după 5 minute se oprește automat, deci bateria nu se consumă. Și în rest cam asta e tot ce se poate spune. Este un aparat foarte bun, fiabil, foarte precis. Are o abatere de 1,5 mm. Deci mi se pare chiar o valoare foarte bună, plus minus, față de măsurarea, dar în orice caz este de o precizie foarte bună. Este fabricată în Malaezia. Eu am aparatul acesta, nu pot să focalizez acum așa perfect, dar este din 2017. Scrie și data fabricației. Deci, cam acesta este aparatul. Și acum au apărut și noile modele cu laser verde, dar care sunt foarte scumpe în momentul de față. Dar eu sunt mulțumit de acesta și îl voi folosi mulți ani, sper, de acum înainte. Vă mulțumesc că ați vizionat acest mic videoclip. Zi bună, vă doresc. La revedere!